Dacă dumneavoastră mai credeți în șansa președintelui Klaus Iohannis de a deveni secretarul general NATO, având în vedere următoarele elemente. Opiniile exprimate în presa occidentală, poziționarea fermă în favoarea lui Mark Rutte, a câtorva actori extrem, esențiali ai NATO, și, bineînțeles, mesajele transmise în ultimele zile, când pare că domnul Klaus Iohannis a pierdut niște susținători dintre cei pe care se baza să-l contracandideze sau să-l contracareze, că nu e o candidatură, da, pe Rutte. Vă rog. Păi lucrurile pentru mine sunt destul de simple. Nu clare, dar simple. În primul rând, vă avertizez că nu am niciun glob de cristal și că nu sunt nici inițiat în secretele zeilor. Dar ce vă spun e punctul de vedere al unui cetățean cât de cât informat, care trăiește, există profesional în acest domeniu, în orice caz în ultimii mulți ani, în ultimii aproape 20, dar cu siguranță în ultimii 5, de când sunt membru în Comisia de Politică Externă și de Securitate și Apărare a Parlamentului European. Sunt două lucruri. Un lucru asupra, esențial asupra căruia vreau să atrag atenția. Aici nu e vorba despre majorități. Aici este vorba despre unanimități. Deci este vorba despre o decizie consensuală. Și eu am văzut cel puțin doi șefi de stat și respectiv de guvern care s-au pronunțat foarte ferm împotriva candidaturii lui domnului Rutte. E vorba despre primul ministru al Republicii Maghiare și președintele Republicii Turcia. Pe de altă parte, tot eu vă spun, și știți și dumneavoastră la fel de bine ca și mine, că the main player, principalul jucător, sunt cu siguranță Statele Unite ale Americii, despre America. Da. Punctul de vedere exprimat al altăieri e destul de clar și foarte ferm. Însă, convingerea mea, cunoscându-l, văzându-l, urmărindu-l atent în ultimii 10, aș întâlni să spun chiar 11 ani, pe președintele Klaus Werner Iohannis, părerea mea este că președintele Iohannis nu ar fi intrat în această dezbatere, nu s-ar fi băgat în această campanie dacă n-ar fi știut mai mult decât știm noi cei care vorbim acum la B1 TV. Pe de altă parte, domnule Nisoi, ce mă îngrijorează este felul domnului Victor Orban de a fi, și anume vine și încurcă un pic pentru a dobândi ceva, repliindu-și ulterior postura. Adică vine și pune niște condiții, domnule, nu suntem mulțumiți de domnul Rutte, după care primește ceva la schimb și devine dintr-o dată mulțumit de domnul Rutte. E acest obicei de care dispune și la domnul Erdogan se vehiculează cam același scenariu, că negociază niște avioane, niște lucruri. E adevărat. Eu am mai spus odată, că mă tem că cu siguranță tot în emisiunea dumneavoastră, atunci când acest subiect a apărut pentru prima oară, lucrurile stau din alt punct de vedere diferit. În acest joc astăzi, atunci când trebuie să recunoaștem, Europa, dacă nu e război, e la marginea unui război, ca să zic așa, în acest moment, rolul, importanța României e cu totul alta decât a regatului țărilor de jos. Iar faptul că Ucraina s-a declarat în mod ferm în favoarea candidaturii președintelui României este un element de care cred că am trebuit, uitându-ne mai atent, să ținem cu toții șansa. Nu-mi cere să vă spun cum se va termina jocul ăsta, da. Pentru că nu știe nimeni și eu cu atât mai puțin. Dar nu e un joc așa de simplu și nu e ceva ce s-a terminat pur și simplu.